Organizațiile LGBT au criticat o lege din Alabama, semnată vineri, care incriminează administrarea de tratamente medicale pentru schimbarea sexului copiilor. Legislația care a fost semnată de guvernatorul republican Kay Ivey vineri seara interzice intervențiile medicale de schimbare a sexului pentru copii, de la blocanți ai pubertății și hormon de sex încrucișat până la mastectomii, castrare, vasectomii, histerectomii și operații estetice genitale. Guvernatorul statului Alabama, Kay Ivey, a argumentat afirmând că micuții trebuie să fie protejați de medicamente care au potențialul de a le schimba viața. Acestea sunt provocări foarte reale cu care tinerii noștri se confruntă, în special cu presiunile societății de azi. Cred cu tărie că dacă Dumnezeu te-a făcut băiat, atunci ești băiat și dacă te-a făcut fată, atunci ești o fată. În special, trebuie să ne protejăm copiii de aceste medicamente și operații care schimbă viața în mod radical, mai ales la o vârstă la care sunt atât de vulnerabili. În loc să ne concentrăm pe a-i ajuta să se dezvolte în adulții pe care Dumnezeu a intenționat să-i facă, a menționat guvernatorul statului Alabama. În aceeași ordine de idei, șefa statului Alabama a promulgat și legea care instruiește școlile ca elevii să folosească toaletele în conformitate cu genul lor biologic. Ivey a mai zis că nu e nevoie ca un copil de 5 ani să învețe despre sex la această vârstă, ci despre elementele de bază ale științelor și comunicării. Organizațiile care promovează homosexualitatea și transgenderismul au fost furioase la aflarea acestei vești. Să le fie rușine legiuitorilor de stat cruzi, lipsiți de inimă și înfometați de putere, care vor să îndepărteze asistența medicală salvatoare de la tinerii transgender din Alabama, a declarat Carl Churl, avocat principal la Lambda Legal, într-un comunicat. Suntem gata să folosim întreaga forță a legii pentru a renunța la această legislație în mod clar neconstituțională, a adăugat el. Cei care încalcă legea ar putea fi acuzați de infracțiuni de clasă C, care presupun o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare. Legea face excepții pentru intervențiile medicale legate de afecțiuni sexuale verificabile medical, cum ar fi neregulile cromozomiale. Alabama votează pentru interzicerea asistenței medicale bazate pe dovezi. Fiecare asociație medicală majoră susține îngrijirea în afirmație a genului ca fiind sigură și salvatoare de vieți. Din partea lobby-ului LGBT s-a poziționat și administrația Biden. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Jen Psaki, i-a amenințat pe legiuitorii din Alabama că vor fi trași la răspundere de Joe Biden. Criticii afirmă că președintele SUA și guvernul federal nu au nicio prerogativă constituțională în a se amesteca în legislația statelor. Decizia de protejare a copiilor din Alabama vine după ce guvernatorul statului Florida a promulgat o lege asemănătoare. Aceste măsuri vin ca o reacție de protecție după tot ce mai mulți profesori și jurnaliști au început să promoveze schimbarea genului în rândul copiilor fără acordul părinților. Aceste îndemnuri au dus la situații dramatice în care copiii au devenit teren de bătălie între părinții care vor să-i păstreze așa cum s-au născut și cei care vor să-și schimbe genul, relatează r3media.ro. Distribuie și abonează-te pe canalul Creștin Total și vă așteptăm și pe site-ul creștintotal.ro.